Administratorul special al societății termice, Ovidiu Dumitrescu, a precizat pentru suceveni istoricul funcționării societății din 1986 și până în prezent și a afirmat că banii încasați de la asociații nu s-au pierdut la termica. Dumitrescu consideră că este păcat de faptul că legislația nu permite încasarea directă de la beneficiari, lucru ce ar salva societatea. Sigur că e o situație critică și fiecare din cei care au răspunderea depășirea acestei situații caut explicații și caut responsabilități la vecini. Ce pot eu să vă spun? Într-adevăr, încasările sunt nefiresc de mici și denotă, dacă nu e vorba de lipsă de preocupare, o situație extrem de precară a beneficiarilor, din punct de vedere financiar a beneficiarilor noștri, ceea ce, într-adevăr, periclitează funcționarea sistemului. Încă în cei 28 de ani de când termica, sub denumiri diferite, asigură termoficarea în municipiul Suceava, adică de la 1 ianuarie 1986, niciodată nu a recurs la o măsură atât de drastică ca să oprească furnizarea în întreg oraș. Să nu avem impresia că banii s-au pierdut la termica. Ușor ne-am descurcat dacă legislația specifică ar fi un pic mai fermă. Din păcate știm cu toții că ea nu poate fi fermă pentru că nu este aducătoare de voturi, ca să zic. Adică termica se spovedește, primăria cere activitate serioasă. Până la urmă problema se bate în jurul banilor. Așa, sigur, te vin toți, spunem, asta e situația, structura de costuri. Nu vă supărați, știți foarte bine cine s-a aprobat în Consiliul Local pentru că de anumite componente de costuri a transportului spun la salariilor 50%. Totuși discutăm de o activitate industrială. Eu am fost și eu director la un combinat, dacă salariile erau mai mari de 15%, era o problemă. Dacă salariile erau mai mari de 15%, era o problemă. Ponderea salariului la activitatea industrială e undeva 15%, ai 20%, la dumneavoastră 50%. Ovidiu Dumitrescu a continuat cu exemplificări despre termoficare la alte societăți din țară, însă edilul municipiului l-a invitat să tragă concluzii pentru a nu plictisi auditoriu și a reproșat societății termica salariile uriașe care derivă din structurile de costuri pe anumite componente în proporție de 50% și nu 15% cum ar fi normal. Nici operatorul, nici asociația de proprietari n-au făcut mai nimic să încaseze acești bani și dacă mă refer în mod special la luna septembrie, când e rușinos. Am casat la termica cât ai plătit cablu. Cred că cam așa se plătește la cablu, 38 de roni pe lună. Nu se poate treaba asta. Sucevenii nu fac o prioritate în a plăti la termica. Nu fac această prioritate, vor suporta consecințele. Nu am nimic de conștiință. Nici eu ca primar, nici noi ca primărie am făcut tot ce se putea. Dacă noi în această lună nu încasăm de la populație 1 milion de euro, 40 de miliarde, nu o să avem căldură la iarnă. Dacă încasăm banii ăștia în octombrie, majorăm prețul, suntem în Consiliul Local, vândem unul facturi la primărie, mai dăm noi la primărie, dar suntem într-un moment zero, primăria nu mai are bani legal, dacă aș vrea să dau bani la domnul director, nu pot, nu că nu i-am. Dacă aș avea, nu pot, că nu mai am datorii la el. Deci trebuie să înțelegeți, să încasați, cât nu s-a încasat toată vara. Toată vara s-a încasat 39 de miliarde, trebuie să încasăm 40 miliarde în această lună. Vă rog, faceți pe dracu un 4, cum știți, pentru că e și, mă rog, scaunul dumneavoastră în joc până la urmă, una din atribuții, încasați aceste utilități. Mai mult decât atât, primarul Ion Lungu le-a bătut obrazul atât operatorului sucevean, cât și reprezentanților asociațiilor de proprietari, reproșându-le faptul că nu au făcut nimic pentru a crește încasările de la populație.